Stimați ascultători, bună seara, sunt doctorul Deacon Octavian și vă invit să fiți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală aici la Bucovina TV. Avem plăcerea de a avea invitat în această seară alături de noi pe doamna doctor Maricela Cobuz. Doamna doctor Sărumâna, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bine ați venit la emisiunea noastră. Doamna doctor este medic specialist pediatru, da, în cadrul secției de neonatologie a Spitalului Județean Suceava. Strâns legat ca un ombilic de secția de ginecologie, da? Așa este. Doamna doctor provine dintr-o familie de tineri medici, speranțe ale medicinii sucevene, da? Soțul este un cunoscut medic diabetolog, domnul doctor Cobuz Claudiu, da? Da. Care lucrează la secția de diabet a Spitalului Județean. Dumneavoastră, în afară de secția de neonatologie, unde mai activați? În afara normei de bază, mai mers la Centrul Medical Bucovina. Biotest. Biotest. Aha. Acolo aveți cabinet, aveți cum... Da. Aveți... În afara normei de bază, merg și acolo. În... Când după amiază? După când... amiază, două ore în fiecare zi și când nu sunt de gardă. Și aveți pacienți cu tot așa micuți? Tot așa mici. Sau îi preluați de aici de la spital și tot îi duceți până și cei mari, până la 18 ani până avem pacienți. Până la 18 ani duceți, da? Care e vârsta maximă acum? Care... Predomină vârsta mică. Deci cei mici se adresează în primul rând la pediatru. Cei mari mai vin. Mai vin și ei. Mă văd. Cam care e protocolul așa la secția dumneavoastră? Deci ginecologul ori îl naște natural, da? Deci ori îl asistă și ies copilul pe trale naturală, da. Ori îl scoate pentru operație cezariană, exact, da? Exact. După care dumneavoastră stați acolo în sală sau da, în sala de naștere? Dăm o la naștere, da, și îl preluăm. Așa, îl preluați și... Îl preluăm și îl învățăm să sugă la mama lui, să se adapteze și ulterior... Învățăm mamele, practic, ce trebuie să fac cu un nou născut. Ele sunt mai speriate la început, mai ales primele mamele la primul copil. Cu asta aveți problemele cele mai importante. Da, mamele la primul copil trebuie învățate cum să-și hrănească copilul, ce se întâmplă, se sperie de scăderea fiziologică în greutate, unele dintre ele chiar și plâng după naștere, trebuie ajutate să înțeleagă că tot ce se întâmplă este normal. Deci lehuza practic o preluați și dumneavoastră, o preiau și ginecologii? Da, cum, da, da. Din da. Două părți, așa o... Așa este, da, da. Dar, de exemplu, dacă faci o psihoză postpartum, cine se ocupă de el? Dumneavoastră sau ginecologii? Mai rar se întâmplă. Noi avem grijă să nu facă. Noi avem grijă să nu facă, da, și foarte rar. Sunt cazuri extreme. Și cine se ocupă, dumneavoastră sau... Uneori trimitem și la psihiatru, dacă trebuie, nu. Dar au fost foarte rare cazuri de psihoză la... Deci responsabilitatea dumneavoastră principală este la copilul, este principal copilul. Da? Deci trebuie să-l urmăriți. Da? Despre cine veți vorbi în această seară? Despre copilul în primii ani de viață. Și adică începând... Începând de la momentul de nou născut și până la 1-3 ani. Putem împărți perioadele copilăriei, practic în perioada de... prenatală, viața unui copil începe odată cu fecundarea ovulului, existând perioadă prenatală și o perioadă postnatală. E important de menționat că există o perioadă prenatală, pentru că se pot diagnostica anumite patologii și chiar se intervine antenatal prin intervenții intrapartum. Dar perioada postnatală este cea mai importantă pentru pediatru și ea cuprinde perioada de nou născut, care este apanajul neonatologiei, primele 28 de zile din viața unui copil, urmează perioada de sugar până la vârsta de un an și perioada de copil mic 1-3 ani. Bineînțeles, copil poți fi toată viața, dar copiii sunt până la 18 ani cei pe care îi vedem noi pediatri și mai sunt perioadele astea de preșcolar, școlar mic, pubertatea și adolescentul. Deci sunt diverse modalități de a împărți această perioadă a copilării. Da. Am mai avut invitați aici de la geriatrie care spuneau că începem să îmbătrânim din momentul în care naștem. Nu? Așa este. Deci dumneavoastră spuneți că începem de fapt din perioada concepției. Din perioada concepției. Deci mergem din ce în ce mai la origine. La da? Origine. Na. Deci asta ar fi
perioadele în care sunt parte copilăria. Dumneavoastră, în mod special, vă ocupați până în 1-3 ani, deci asta e perioada... Nu, nu. Așa se adresează. Cei mai mulți copii vin la medic în această perioadă, dar și ceilalți copii, în schimb, cu o frecvență mai mică. Se adresează pediatrului cu o frecvență mai mică. Știu, când eram stagiar la Spitalul Județean din Baia Mare, era secția de neonatologie acolo, chiar am început stagiul cu pediatria, știu, mi-a plăcut foarte mult. A fost chiar, mă îndrăgostesc de această pediatrie. Așa, chiar vreau să renunț la un moment dat la chirurgie în favoarea pediatriei. Și erau instituționalizați într-un fel, nu știu cum să spun, urmăriți tot felul de copii prematuri acolo. Așa este. Și ținuți, și erau chiar, stăteau de vreun an de zile. Cam cât îi țineți aici la dumneavoastră la spital? Cei care se nasc prematuri, cu greutate mică la naștere, pot sta până și la 70-90 de zile în spital, până ating greutate de 2,5 kg. Noi am avut sub 1000 de grame, care au fost spitalizați 2-3 luni. Și au plecat... Foarte bine. Țineți și mama în timpul ăsta cu... Da, mama este alături de copil, îl urmărește și ea zilnic cum se dezvoltă, ne întreabă, îl alăptează. Este un real sprijin pentru prematur. Da. Doamna doctor, haideți să vedem cum se dezvoltă, cum crește copilul în primul an de viață. Care ar fi parametrii normali în care se încadrează un copil? Creșterea și dezvoltarea reprezintă un proces complex. Este influențat de numeroși factori genetici, de mediu, nutrițional, socioeconomici, culturali. Dar, în primul rând, creșterea este rezultatul multiplicării, a diviziunii celulare, ca să spunem așa. Ritmul de creștere cu care pornim în viață este foarte mare. Practic ne dublăm greutatea la vârsta de 4 luni și ne o triplăm la vârsta de 1 an. Față de celelalte mamifere, noi pe unde stăm, așa, cam cum ne-am cum să spun, cam cum ne-am situat? Că, de exemplu, nu prea ne putem compara. De exemplu, chiar era un puiuțul de antilop în momentul în care l-o frătat, și o să pleca și chișcat-o după măsă, că altfel, dacă nu, deci el mănâncă leu, nu? Așa este. Deci puii noștri sunt mai neajutorați. Există o comparație chiar și cu lumea insectelor. Se spune că insectele, după ce se nasc, imediat după ce ies din larvă, au o capacitate de reproducere, ceea ce nu se întâmplă, bineînțeles. Noi suntem mai neajutorați. Dar ritmul este dinamic în comparație cu celelalte etape din viață. Dacă ar exista același ritm de creștere, până la vârsta de adulți am ajunge la câteva sute de kilograme. Unii ajung la câteva sute de kilograme, nu e niciun fel de problemă. E vorba de înălțime sau și de înălțime. Am devenit niște uriași? Sau... Am devenit cu siguranță și niște uriași în primul an de viață. De exemplu, creșterea înălțimii este de aproximativ 20-25 de centimetri. Dacă la naștere avem aproximativ 50 de centimetri, la un an deja 70-72-75, în funcție și de factorii genetici. Și ritmul de creștere este alert. Din experiența dumneavoastră, este bine să nască un copil cu greutate mare, de-aia mai duduloi, de-aia de 4-5 kg, că toată sunt mediatizați ăștia. Ginecologii, nu știu, ne au moșit un copil de nu știu cât, așa? Sau e bine să fie în parametri normali? Cel mai bine să fie în parametri normali. Există și studii care demonstrează că un copil cu greutate mare la naștere are riscul de a dezvolta boli grave ulterior, inclusiv diabet. Deci greutatea mare la naștere nu este de bine. Da. Cam ce ar trebui o mămică, deci așa, care este, hai să spunem că e începătoare, mămică la prima naștere, da? Cam ce ar trebui să urmărească? Cam ce ritm crește copilul ăsta? Așa, primele 4 luni crește cu aproximativ 750 de grame pe lună. Următoarele 4 luni încep să devină și ele speriate, că nu mai iau așa de mult în greutate, doar câte 500 de grame pe lună, iar în ultimul trimestru, până la un an, cu 250 de grame pe lună. Din nou, ele se sperie, copilul nu mai crește la fel în greutate, dar este o creștere normală, triplându-și greutatea la un an, iar după un an, în perioada 1-2 ani, creșterea în greutate este tot de 250 de grame pe lună, astfel încât la 2 ani cam 12 kg are un copilaș. Dumneavoastră, după ce se naște copilul, cam cât îl țineți în spital? Cam, Cel născut la termen și pe cale naturală stă cel mai puțin. Poate pleca acasă dacă și mama și copilul sunt bine la 2 zile.
cel născut prin operație cezariană, din partea copilului ar putea pleca tot așa la 2 zile, dar pleacă la 4 zile. Este și operația. A, deci mai mult, mai stă, trebuie mai mult stă pentru mamă decât pentru copilul în sine, zilnică, da? Da, da, copilul poate pleca. Așa, deci dumneavoastră livrați în ritmul al parametrii. Vă confruntați cu niște probleme, cu icterul fiziologic, cu ce... Da, da. Sunt niște parametri, ca să zic așa, ai normalului. Icterul fiziologic, după cum spune și termenul, este fiziologic, deci normal. Mamele se sperie, dar... le explicăm, nu, icterul fiziologic nici nu necesită tratament. Alte probleme care apar și intră tot în normal este scăderea fiziologică în greutate, până la 10% din greutatea cu care copilul se naște. Ulterior, din a 4-a 5-a își reia creșterea. Tot în normal intră și un eritem alergic. În burtică mediul era steril și iese în mediul exterior, în contact cu aerul, cu hăinuțele, încep să afară bubițe. Bineînțeles că se sperie, dar le explicăm din nou că este ceva normal și practic ce le sperie piele că nu au lapte. Tot timpul se sperie că nu au lapte. Și aceasta este normal, lactația instalându-se treptat, progresiv, din primele zile până cam într-o săptămână încep ele să alăpteze în mod corect. Dar citeam pe internet acum recent că în Rusia și nu știu mai știu ce țări, nu știu, din Caucas sau nu știu, Dumnezeu, au interzis lenjeria intimă din sintetică, deci din material sintetic. Dumneavoastră tot așa interziceți, da, scuteci, da. Să mai poartă scuteci este apropo, mai pune copilul în scuteci sau s-au renunțat la ideea asta? Sunt pampers și acum. Deci acum toată lumea e în pampers, da? Toată lumea da? Acum văd că și bătrânii, toți care vin, toată lumea e în pampers, nu știu ce se întâmplă cu pampers, dar astea nu sunt toți sintetici, nu fac rău la... Nu, ei sunt adaptați, sunt firme adevărate, industrie aici și... Nu fac. Sunt copii care fac și alergia la Pampers, dar este rar. Cum vă dați seama dacă... Apare eritemul fesier, copilul devine agitat și, bineînțeles, clinic imediat se vede. Da. Deci el face un eritem de ăsta fiziologic. Dumneavoastră, deci, știți să discerniți cam... Da, da, cam cel fiziologic și, de cel patologic. Dacă e nevoie, interveniți și cu... Da. Vreau să vă întreb că, deci, îl livrați la vreo 2-3 zile, deci îl trimiteți acasă. Dar instruiți mama, domnule, deci în primele... Pe unul trebuie să iei 7-50, pe unul trebuie să iei... Apropo, că citeam un banc pe internet cu bolă, zice, măi, ce face maică-ta? Păi și îl cântărește pe ăla mic și cred că vrea să-l vândă. Deci îl cântărește fiecare zi. Deci nu ați recomandat la mămiși să cântărească fiecare zi copilul sau încât și el să cântărește el? Devine un stres dacă am face acest lucru. El trebuie cântărit săptămânal. Achiziția în greutate este de aproximativ 200 de grame pe săptămână și vizitele vor fi lunare la început. Nu, așa repede nu este indicat de cântărit copilul. Bineînțeles că sunt mame care cumpără cântar, fac lucrul ăsta zilnic, nu, este chiar contraindicat lucrul acesta pentru că sperie foarte mult. Sunt zile când copilul ia 20 de grame în greutate și zile când ia 50 de grame în greutate sau nu ia niciun gram în greutate. Deci nu trebuie să sperie mămicii pentru chestia asta. De măsurat, când e măsurat? Lunar. Tot așa lunar. Da. Deci se măsoară la naștere și ulterior îi spunem cât a luat în prima lună. Primele 3 luni, aproximativ 3 cm pe lună. Următoarele 3 luni, 2 cm pe lună, iar ultimele 6 luni, câte 1 cm pe lună. Este ușor de reținut. Deci el la un an trebuie să aibă... 72-75 de centimetri. Și greutatea de... 9 kg. 9 kg. Băieții, în general, au o greutate mai mare, 10 kg. Fie mâncăcioși sau de ce? Au așa dreptul ăsta de a crește mai repede, că sunt băieți. Fetele sunt mai gracile la ele, ne mulțumim cu 9 kg la un an. Dar dacă găsim un băiat care nu a luat sau are sub 9 kg, îl încadrăm repede în culpele de creștere, spune mamei. Din câte știam eu, fetițele se dezvoltă mai repede decât băieții, nu? Sau când numai la pubertate, la pubertate. Era problema asta. Da, da. Deci numai la pubertate. Dar până la ce vârstă e normal să dezvolte băieții mai...
băieții la pubertate, într-adevăr, ajung pe la 14 ani, iar fetițele pe la 11-12 ani. Asta era diferența între băieți și fete. Dar ca și greutate, băieții sunt mai grei. Deci băieții sunt mai, da, sunt mai osoși, așa, mai mari. Da. Ce vreau să spun, se discută de anumite legi ale creșterii, cam ce constă. Așa este, deci diferitele segmente ale corpului cresc într-un ritm diferit, ca și diferitele organe ale corpului cresc într-un ritm diferit. Astfel ar surprinde pe telespectatori să spunem că creierul unui copil de 2 ani are dimensiunile aproximative ale adultului, nu însă și maturitatea lui. Nu are conexiuni când necesare, deci da, are dimensiunile, are carcasa, da, deci are, cum îi zice, are conținutul, nu are softul, nu? Sau exact. Da. Doamna doctor, să revenim după o scurtă pauză. Da, am revenit în direct. Doamna doctor, rămăsesem la legile astea ale creșterii, da? Deci e important să se respecte legile astea, să nu se respecte, că acum totul e standardizat, totul e... Cam care sunt tendințele noi în neonatologie? Așa este. Fiecare copil are ritmul său de creștere și nu putem încadra toți copiii la media copiilor de aceeași vârstă. Există nomograme, dar se acceptă plus minus două deviații standard față de... De ce constau nomogramele astea? Ce... Practic un tabel cu așa, valori în care avem pe vârste de la o lună până la 18 ani, în fiecare an 12 coloane, cu greutatea la o lună, la două luni, la trei luni, plus minus cât ar putea să aibă minimul, cât ar putea să aibă maximul. Acest lucru pentru greutate, pentru tale, pentru perimetru cranian. Putem încadra copilul, dar nu este indicat fiecare copil având ritmul lui de creștere. Ținem cont totuși de factorii genetici. Dacă părinții constituțional sunt slăbuți, nu ne vom aștepta ca acel copil să aibă un ritm alert de creștere și atunci îl găsim în limita inferioară a normalului, ca și greutate și înălțime. Foarte important acest lucru și ca o concluzie așa, mai important decât încadrarea lui în aceste nomograme este să vedem că acel copil prezintă o stare de bine, acea, cum spun francezii, joie de vivre, când el este vesel și aceasta este specific vârstei. Se bucură de vârstă. De vârstă și de viață, da. Foarte interesant. Deci nu am renunțat la ideile astea arienii, da, deci copiii ăștia înalți, blonzi, solizi, da, la noi, da. La noi ce fenotip să poartă? Apropo, da, la nemți erau blonzi, așa, la noi cam ce culoare trebuie să aibă copiii? Așa, cam albi. Cam, da, albi. Cam albi ar trebui. Da. Haideți să, ca să ajungă la toate chestiile astea, copilul trebuie să alimenteze, da? Așa e. Care sunt tipurile de alimentații care se acordă copilor? Alimentația poate fi naturală când se administrează exclusiv lapte matern, poate fi mixtă, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, adică alimenta natural și completare cu formulă de lapte, sau alimentația artificială când se dă exclusiv formulă de lapte. Alimentația naturală este alimentația ideală, care trebuie oferită oricărui sugar, cel puțin în primele 6 luni de viață. Deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptatul până la vârsta de 2 ani. Încă așa până la vârsta de 2 ani, da. Alimentul ideal este laptele matern, este bogat caloric, asigură o creștere armonioasă, o creștere și o dezvoltare corespunzătoare. Și are o serie de avantaje pentru copil. Care ar fi avantajele? În primul rând, putem considera ca fiind un medicament, laptele matern, sau un vaccin, pentru că conține o multitudine de anticorpi care imunizează copilul, celule antiinflamatorii, substanțe bioactive cu rol imunomodulator, vitamine, oligoelemente, minerale, enzime. Îl ajută foarte mult, îl protejează împotriva infecțiilor respiratorii și digestive. De asemenea, previne obezitatea, copilul alimentat la sân nu va deveni obez când este mare, e foarte important acest lucru. Îl previne și o serie de boli cronice. Există studii care demonstrează copilul alimentat natural nu va face diabet, deci previne boli cronice. Malnutriția previne, stabilește o legătură afectivă emoțională între mamă și copil,
mama își privește copilul, copilul privește mama când alăptează, este foarte, foarte important. Și nu în ultimul rând, impactul economic. Este foarte ușor să punem copilul la sân, temperatura ideală 37 de grade Celsius. Nu cheltuim nici seara gaz, nimic. Nimic, nici apă, nici nu mergem la farmacie să cumpărăm formulă și la orice oră din zi și din noapte. La început există alimentația la cerere, de câte ori vrea copilul și trebuie pus și atunci ar fi fost și greu să-i faci formula, să-i administrezi sterilizarea biberoanelor, este mai greu. Și atunci alimentația asta naturală este plină de avantaje. Copiii cresc și nu, chiar e foarte important cine reușește să... Deci avem numai avantaje. Dar care ar fi contraindicațiile? Deci există și contraindicații? Există și contraindicații. Mamele care sunt infectate cu HIV, mamele cu tuberculoză activă nu au voie să-și alăpteze copiii, mamele care urmează un tratament cu hormoni tiroidieni de sinteză, mamele care au stări septicemice sau stări grave sau care urmează un tratament antibiotic, cum ar fi cloranfenicol, ăsta nu se mai utilizează. Deci medicamente care pot trece... Metronidazolul, care ar fi toxice pentru... Care pot trece în laptele matern. Și pot trece în laptele matern. Există citate și cazuri de alergii la... Există și alergia. La laptele matern, da. Asta e alt avantaj care trebuie menționat, că laptele matern practic previne alergia la laptele de vacă. Este un aliment care previne alergia. Da. A spus că e foarte ieftin. Într-adevăr, când mă uitam zilele trecute, am mers într-un supermarket de ăsta, au niște prețuri ăștia așa, dar e faliment acolo dacă pui copilul să mănânce lapte praf. Da. Când este indicată alimentația aceasta cu formulă de lapte? Dacă mama are lapte și poate să-și alăpteze copilul, ar trebui primii 2 ani să-l alăpteze. Formule de creștere, majoritatea mămicilor administrează de la 1-3 ani formulă de creștere, iar laptele de vacă după 3 ani. Pediatrii recomandă după vârsta de 3 ani laptele de vacă. Da. Este o emisiune care o urmăresc eu pe un post de televiziune, este un invitat acolo care este total împotriva lactatelor și în special a laptelui de vacă. Spune, domnule, ai făcut, deci cum laptele matern, cum ați detailat dumneavoastră, că deci are numai avantaj, deci făcut, are anticorpi, are vaccin, are tot ce trebuie acolo și așa, spune, domnule, ai făcut pentru vițel. Exact. Dar nu-i făcut pentru om, deci dacă îl alimentezi pentru el nu-i bun. Deci nu, asta ce părere aveți? Este bun sau nu este bun acest lapte de vacă? Nu este bun laptele de vacă, nu. Există, în schimb, acum formule adaptate care încearcă să imite laptele matern. Niciodată nu o să reușească pentru că anticorpii și celulele vii nu vor fi puse în formula de lapte. Deci formulele imită. Apropo de lucrul acesta, cel mai studiat aliment din punct de vedere nutrițional este formula de lapte. Atât din punct de vedere a micronutrienților, a elementelor, a necesarului de lipide, proteine, glucide, dar și din punct de vedere a proprietăților organoleptice. Ei vor să încerce să imite inclusiv gustul laptelui de mamă prin formula de lapte. Probabil că e și o industrie foarte mare, mă gândesc eu, da. La câți copilași se nasc în fiecare secundă pe glob, da? Deci este un segment pe care... Industrie. Da, o adevărată industrie. Ce ne facem cu părinții care nu au posibilitatea să-și cumpere acest lapte? Să dă gratuit prin casa de asigurări sau cum îi... Există un program național, ceva, deci sunt mami care probabil că n-au lapte de la... Mai sunt și din astea, nu? Care nu pot alăpta. Da, nu? Există. Pentru mamele care nu pot alăpta sau la care există contraindicațiile pe care le-am amintit, ele beneficiază de lapte praf gratuit. Deci nu trebuie să-și facă grijă. Până la ce vârstă să dă acest lapte? Dar probabil că sunt niște criterii tot așa economice, nu știu, condiții de viață, salarizare, nu știu exact. Aha. Probabil pentru cazurile sociale. Pentru cazuri sociale, deci așa, dacă ești un muncitor normal și așa, deci nu beneficiezi de acest... Îți alăptezi copilul. Nu, dar dacă n-are mama, dacă n-are lapte?
Nu. Nu cred că tot le dă la toate. Tot nu se subvenționează. Nu cred că le dă la toate care nu au lapte. Nu. Uh-huh. Cazurile sociale. Da, deci anumite... Da, am înțeles. Nu mai intrăm în amănunte. Ce vreau să mă întreb? Când eram noi mai... Noi sunteți mai tânări, dar când eram noi mai studenți, așa era human atunci, parcă dumneavoastră ați studiat istoria acestor formule de lapte. Umana era cel mai aproape de... Așa e, înainte. Acum ce lapte mai este care e cel mai aproape de laptele matern? Toate, ca și compoziție, sunt obligate să fie adaptate ca și necesar de proteine, lipide și glucide, vitamine, dar sunt multe, foarte multe. Ar trebui să facem o listă. Peste 10 firme producătoare de lapte. Deci nu mai este o exclusivitate acum, deci numai anumite formule. Foarte, foarte multe. Acum unele sunt produse în Germania, unele pe piața românească, foarte multe. Mai este cum era înainte, domnule, că dacă e din Germania sau din Franța e mai bun? Așa nostru era prost sau acum mai pot mămicile cu încredere să iei? Cu încredere și variantele noastre. Și variantele noastre că sunt tot la fel de bine studiate. S-au făcut tot de firme nemțești în România. Nu putem să facem acum o reclamă cine, ce lapte este cel mai bun, dar formulele ele se spun că dacă copilul crește, aceea este formula cea mai bună pentru copil. Da, eu formula mă gândeam care... așa, ca practician, așa, că am și experiența aveți, că probabil mămicile se plâng, doar i-am dat laptele ăsta, mi se pare că nu crește bine cu ea, sau poate nu-l mănâncă cum trebuie, sau eu ce știu eu, na. Mai nou, acum firmele încearcă să facă formule adaptate și patologiei, formule de lapte antireflux, formule de lapte pentru diaree, fără lactoză, formule lapte pentru colici. Cum e la căței, pentru pisici castrate, sau ăsta, căței castrate, sau pisici castrate, tot așa și la... Da? Da, cu adaus de fier pentru etapa a doua. Încearcă ele să le ridice standardul. Da. Doamna doctor, această alimentație la sân presupune și o anumită tehnică. Da? Deci nu se face oricum, dumneavoastră instruiți mămicile, așa, puteți să detailați o leacă să ne spuneți despre ce vorba. Da, în primul rând, igiena riguroasă, astfel încât copilul să nu se infecteze. Spălarea sânilor, ambilor sâni, atunci când mama alimentează natural și ca și durată nu trebuie prelungită o masă mai mult de 30 de minute. Unele mame alternează ambii sâni sau o masă un sân, cealaltă masă alt sân. O perioadă între mese cam de 3 ore, nu mai repede. În schimb, mamele care dau formulă de lapte trebuie să sterilizeze în mod obligatoriu tetinele și biberoanele. Dacă laptele matern poate fi ținut la temperatura camerei fără să-și preardă proprietățile aproximativ 6 ore, laptele formulă trebuie aruncat după jumătate de oră dacă copilul nu a mâncat. Apropo de sterilizare, am văzut că au apărut biberoane unică folosință. Care sunt avantajoase, nu sunt avantajoase? Cele mai avantajoase sunt acelea din sticlă, nu din plastic. Pot fi încălzite la bain marin și mama care își alimentează natural poate lăsa un pic de lapte atunci când pleacă. Avantajul celor din sticlă. Da. Și alte indicații ce îi mai dați la copil? Știu că fiicele mele când erau mici le râgâia maică, le punea pe umăr, pe acolo și le bătea pe spate. Ce rol ai râgâitul ăsta? Da, apar colicile de cele mai multe ori datorită faptului că mămicile uită să scoată aerul. Trebuie ținut copilul în poziție verticală aproximativ 10-15 minute după fiecare masă. Deci nu-l lași să ducă repede să doarmă, nu? Nu, altfel apar colicile. O problemă care le sperie din nou. Vin imediat la pediatru, copilul este foarte, foarte agitat, dar el prezintă aerocolie și poziționând în mod corect copilul, este ajutat să elimine aceste colici. Ele sunt și ele fiziologice, deci intră în normal și mai ales băieței fac și dispar pe la 4 luni, se liniștesc și părinții, doar mai liniștiți. Cum se poate preveni această ingestie de aer? În timpul alăptatului? În timpul alăptatului e greu, pentru că unii copii mănâncă
repede și atunci în 10 minute practic își ia întreaga cantitate de lapte, înghite și aer. În schimb, pentru formulă, sunt biberoane cu tetină specială care previne înghițirea aerului în timpul suptului, foarte scumpe de altfel, nu știu câte mame au acces chiar la... Pe mameloane nu se pot pune chestiile alea ca să nu mai înghită? Nu. Cel mai important este poziționarea copilului imediat și scoaterea aerului și dispar oricum. Bineînțeles că sunt și medicamente, nu facem reclamă, foarte, foarte multe pentru colici. Da, nu mai este ceaiul de ghimbir sau ce era înainte, nu ghimbir, ci să dea un ceai ceva, nu mai știu. N-am prins cu ceaiurile. Da, nu erau înainte. Numai acum medicamente. Acolo, dacă spuneți că și laptele pentru colici, nu mai spune nimic, într-adevăr, s-a diversificat foarte tare. Și vreau să vă întreb, o problemă specială pentru o mămică, deci reprezintă gemenii. Aștia cum îi alimentează? Ce le recomandați? Este o tehnică inclusiv de a alimenta simultan ambii copii. Așa. Se pun două pernuțe sub mâini și fiecare copil pe o pernă. Nu știu câte mame aplică această tehnică de a alăpta, majoritatea pe rând. Întâi un copil care are un sân preferat și va fi dreptaci sau stângaci. Am avut cazuri așa. Cel care a băut din sânul drept a fost dreptaș, cel care nu este regulă, bineînțeles. E mai greu când sunt gemeni, iar dacă nu ai lapte natural, probabil că... Din experiența dumneavoastră, mamele, de exemplu, cu gemeni pot să-i alimenteze și pe ăștia până la 2 ani sau e mai greu? Ele cam un an reușesc de obicei. Nu am întâlnit chiar 2 ani și gemeni, nu. Deci nu. Cam un an reușesc. Am avut care au dat la ambii copii fără să administreze formulă de lapte, doar lapte matern și... Știu că pe când eram eu student, se spunea că este bine să se alimenteze copilul la sân și este bine să nu îi se dea biberon, pentru că subtul la sân este mai... presupune un efort mai mare decât biberonul. La biberon îi vine de-a gata, de când la sân trebuie să facă un efort ca să extragă laptele din... Este foarte important lucrul. Și atunci, deci, copilul tinde să părăsească, am înțeles, sânul și să prefere biberonul. Așa este. Când recomandați să dea lapte, ce se poate face pentru chestia asta? Copiii, de exemplu, care sunt alimentați la sân, refuză biberonul. Refuză. Practic, sunt învățați cu sânul. Sunt mămici care spun, nu pot să dau nici măcar ceai cu biberonul, nu le place, nu vor să refuză. În schimb, dacă ei sunt mai leneși, într-adevăr, există un efort de subt, are avantajul lui acest efort. Ulterior îi dezvoltă limbajul și mușchii maseteri. Dar dacă dă de șmecherie, începe să vrea numai biberon și nu mai ia sânul. Îi variază. Sunt copii care vor numai alimentarea la sân și alții care după ce mănâncă două biberoane n-ar mai mânca la sân niciodată. Acum fiecare unic în felul lui. Da. Deci laptele ăsta matern până la o anumită vârstă, deci este suficient, asigură tot necesarul de calorii, de proteine, de glucide, deci tot ce trebuie. Vine un moment în care copilul trebuie să mai mănânce și altceva, trebuie să învățăm să mănânce și altceva, da? Care se numește diversificare. Da? Când se începe această diversificare? Diversificarea, există opinii diferite, există o diversificare precoce, s-a renunțat la ea și Organizația Mondială a Sănătății recomandă diversificarea sugarului alimentar natural după vârsta de 6 luni, datorită tocmai a riscului de alergii care apare la copii diversificați precoce. Dacă diversificăm precoce, riscăm să, pe lângă alergii, să-i supra-solicităm funcția digestivă. El nu este adaptat încă pentru digestie, dar și funcția renală, pentru că alimentele au o altă încărcătură osmotică. Și atunci, majoritatea mămicilor diversifică după vârsta de 6 luni. Așa de târziu, înainte era la 4 luni, așa era înainte. Comuniștilor. Deci s-a renunțat, deci până la 6 luni trebuie alimentat. Până la 6 luni, dacă se poate... Adevărul că mămicile încep și ele pe la 5 luni, dar așa este indicația Organizației Mondiale a Sănătății, până la 6 luni exclusiv lapte matern. Uneori le spunem, nu ar voi nici măcar ceai, numai lapte matern, pentru că a crescut
au crescut alergiile și tocmai din acest motiv după 6 luni. Da. Ca și definiția asta ar însemna trecerea de la diversificare, de la o alimentație exclusiv lactată la formule, la alimente solide și semisolide, și aceasta se face în trepte. Practic, în fiecare săptămână se introduce un aliment nou, nu trebuie administrat în cantitate mare și sunt câteva reguli. Sugarul trebuie să fie în plină stare de sănătate. Dacă apar fenomene de intoleranță, de la vărsături sau erupții, mama se oprește imediat. Cantitatea cu care începe mama trebuie să fie de foarte mică și se crește progresiv de la 20-30 de grame până la o masă completă. Alimentul introdus trebuie introdus înaintea mesei de lapte, astfel încât sugarul este avid, este flămând și primește rapid. Se continuă apoi alăptatul și se crește de la o zi la alta cantitatea nouă de aliment introdus. Cu ce se face această diversificare? Ce alimente se bagă prima oară? În funcție de sugar, cei cu greutate normală, sugarul eutrofic, va fi diversificat pentru început cu supa de legume. Sugarul care nu a luat în greutate corespunzător, deci are o greutate mai mică, va fi diversificat cu lapte plus făinos. Și treptat se adaugă, bineînțeles, sucul de fructe, carnea după 6 luni, cantități mici care se cresc progresiv, cam în aceeași perioadă oul, dar să menționăm că până la vârsta de un an doar gălbenușul, oul trebuie fiert 10 minute, și prima dată se oferă un sfert de gălben. Deci ochii n-are voie, nu? Nu, fiert tare și doar un sfert prima dată. Este, alergia la ou este încă importantă. Deci este un aliment alergen. Alergen. S-au constatat ouăle astea de gostat și ouăle de la țărande și sunt studii în acest sens că acum au fost întreagă teorie cu ou, găinile stresate, da, găinile, da, dacă este ou de la țară este mai bine. Deci este mai puțin alergen, da? La fel, pot fi la fel. Deci ou ca și aliment este alergen, dar va fi administrat doar gălbenușul și albușul după vârsta de un an și condițiile astea să fie fiert 10 minute, să se administreze doar un sfert și se crește treptat apoi la o jumătate. 3 sferturi și ulterior un gălbenuș întreg. Care un gălbenuș, deci care fără se albuș, pune, da? Fără albuș și se pune în supă. Da, o să ne explicați de ce albușul nu-i voie după o scurtă pauză. Doamna doctor, rămăsesem la de ce nu se mănâncă albuș, de ce se mănâncă numai gălbenuș. Care e motivul? Este mai alergic albușul și mai sunt o serie de alimente tot contraindicate în primul an de viață datorită riscului alergic, cum ar fi peștele. Se trebuie administrat după vârsta de un an. Și atunci cum rămâne cu dictonul ăla comunist vechi, că nici o masă fără pește? După vârsta de un an, deci vârsta, și atunci nu în fiecare zi. Deci trebuie completat cu sloganul, deci după vârsta de un an. Exact, da? Exact, după vârsta de un an. Sarea nu se introduce în alimentația sugarului, deci ea va fi introdusă după vârsta de un an. Nu au nevoie copiii de sare? Nu se introduce, nu. Și nici fructele, fructele astea cu semințe, căpșunile, zmeura, iar un risc foarte, foarte mare de a face alergie și nu este de glumit. Îi pot face până la șoc anafilactic și ajunge în urgență cu ei. Sunt alimente... Deci foarte alergene. Da, am văzut la pește, cel puțin, cu o erupție, când eram rezident, am văzut la pește. Ar putea fi... poate era peștele vechi, mă gândesc eu, că acum le țin pe supermarketul, le țin în gheață cu așa, cred că stau câte 2 luni de zile până și-i cumpără ăștia. Trebuie o cantitate foarte mică și după un an când se administrează pește, prima zi când dă, noi comparăm cu o măslină. Îi dai o bucățică de pește de dimensiunea unei măsline. Ulterior crești. Dacă nu au apărut semne de intoleranță, dacă nu a vărsat, dacă nu a apărut erupție, este un aliment cu mare grijă când îl introducem în alimentația copilului mic și obligatoriu la toate mămicile, spunem, după vârsta de un an. Da. Bineînțeles că avem care vin la 11 luni, au dat bucuroase, l-au
tolerat norocul lor, dar trebuie totuși să avem grijă după vârsta de un an. Da. Acum, știți cum se pune problema? Că am văzut odată, acum câțiva ani, a fost o furtună în București și erau niște copiluți care fugiseră de la școală și a picat un copac peste ei acolo. Și era o reporteriță și tot îi băga lui ăla microfonul, așa, dom'le, dar cine-i de vină? Cine-i de vină? Și așa. Deci poate fi acuzată o mamă dacă îi dă mai repede copilului ceva să mănânce, că nu a procedat corect. La noi, România, mă aștept la orice, știți? Nu le acuzăm, pentru că meseria de mamă este foarte grea și atunci noi le învățăm, nu le acuzăm niciodată și cu multă, multă răbdare. Am avut o mămică care a venit, la prima dată când a venit la cabinet, a spus că a dat toată masa, un aliment nou, în totalitate, deci un bol de mâncare, pentru prima dată și copilul era agitat, extrem de agitat, dădea din piciorușe, a speriat-o și pe mamă și pe noi și am spus, mama, dar tot ce introducem treptat, cu răbdare, nu avem voie să introducem brusc și cantități mari. Da. Bine, în societate mai întreb și vecinul, măi, cum se crește, chiar dacă nu a avut timp să învețe ea sau era prea speriată ca să înțeleagă de la spital, da, deci ce să facă, dar mai întreabă, nu, vecinii, mai întreabă, domnule, cum, așa, mai întreabă mama soacră, mai întreabă mama, mai întreabă... Sau la modă este internetul, dar mai tare le zăpucește, părerea mea. Internetul, atâtea prostii ce am văzut scris acolo, așa, deci... Nu recomand, nici... N-ar fi chiar. Ce alte alimente mai dăm la diversificare? Carnea se introduce după 6 luni, tot treptat. Deci pește nu, de ce să dăm? Brânza de vaci, fiecare aliment nou într-o săptămână se introduce. Nu, carnea de pește a spus că nu, dar ce... Carnea de pui. De pui se dă, da? Carnea de pui, piept de pui, se mai poate da și carne de vițel, carne roșie, dar cantități mici. Și carnea de porc nu se recomandă tot după un an sau să nu fie grasă în niciun caz, deci nu avem voie. Se introduce tot brânza de vaci sau brânza calcică pe care mamele o pot prepara acasă. Le explicăm cum și își prepară brânza. Brânza cu fruct, iaurtul după 6 luni și treptat ajunge să introduc alimente noi. Ne întreabă, noi le oferim o schemă de diversificare și practic după vârsta de 6 luni sugarul trebuie să primească 5 mese, din care 2 de lapte și 3 mese principale. O masă de fruct cu cereale, o supă de legume cu carne, gălbenuș, așa, și o masă de brânză cu fructe, cu cereale. Da. Cam la ce vârstă, deci, sugarul poate să abandoneze, deci a spus că până la 2 ani, dar așa, obișnuit, deci poate să abandoneze total subtul și să spui, domnule, acum mănâncă de toate. Cam după un an, majoritatea sunt înțărcați, cum este termenul, și încep să mănânce. Inclusiv le pot fi oferite papanași, mămălicuță, brânză cu smântână, după vârsta de un an. Da. Deci copilul trebuie să mănânce echilibrat, trebuie să mănânce de toate, da? Să aibă o creștere corespunzătoare, să încadreze cât de cât de normal, cu limitele lui largi pe care le-am discutat și, bineînțeles... Există o credință populară, apropo de înțărcat, că dacă îl întoarci de la țăță, deci l-ai înțărcat și până îi dai din nou, copilul ăla de ochi. De ochi s-o dovede științific, există, deci există o bază științifică. Cât e adevărat în chestia asta? E vorba de o supărare foarte mare a copilului de începe să de ochi sau e numai pur și simplu o legendă? Cred că e un mit. Deci este un mit, cred, da? Nu cred, da. Deci nu... Nu am întâlnit. Deci poate, deci dacă l-ai încercat poți să-i mai... Da, odată încercat nu cred că mai vrea el laptele, că mamele acum reușesc ele cu anumite metode încât îi sperie. Fie dau un pic de lămâie, fie... Deci nu cred că se mai întorce copilul la lapte. Când ele se hotărăsc, practic nu se mai întorc la alimentația la sân. Da. Mai există încă o problemă care vreau să vă întreb.
Există credința asta populară, domnule, că e poftă la copil și i-am dat să mănânci o chestie, care chiar dacă el n-are voie, mai cel puțin la țară, să practică chestia asta. Dă-i și lui o guriță de bere sau când vede pe tata bând bere și să-i dai și lui o leacă, așa că lui e poftă. Ce părere aveți despre poftile astea a copilului mic? Nu, iar sunt un mit. Nu. Copilul nu poate să aibă poftă, nici nu este indicat, este chiar contraindicat să-i oferim bere sau produse alcoolice, nu. Efectiv, el are o alimentație diferită de a ceilalți, decât a celorlalți membri ai familiei și treptat, după 3 ani, dacă putem compara alimentația copilului cu cea a celorlalți membri din familie, adică să nu mai facem mâncare separat pentru sugar sau pentru copil. Deci cam până la 3 ani el trebuie să mănânce separat. Da, să aibă ceva mai... Da. Nu ne așezăm fără cu toții condimente, la masă, fără, și fără picanterii, fără... Deci copilul pur și simplu întinde mâna că nu că i-ar fi poftă, nu? Deci că e curios sau e de mai degrabă curios. Mai degrabă curios poate... Și duce totul la gură pentru că e dentiția, celelalte etape. Îl mănâncă dinții. Ale vârstei, sigur, poate duce jucării la gură, nu înseamnă că a fost poftă de o jucărie. Da, și asta e foarte adevărat. Alcoolul, deci, îl contraindicați la copil. Contraindicăm și exact contraindicăm și la cei mari. Nu. Da, bine ar fi să nu mai bea nimeni, că facem o nație de tâmpiți. Deja e prea ieftin alcoolul în România și nu este bine. Nu e... Asta bine, asta e altă patologie și poate o să discut cu un invitat vreodată. Doamne doctor, când ar trebui să apară motive de îngrijorare pentru creșterea și dezvoltarea sugarului? Când s-ar trebui părinții să se îngrijoreze că nu merge cum trebuie? În primul rând, dacă nu ia în greutate cum ar trebui, poate să reprezinte un motiv de îngrijorare. Dacă, de asemenea, dacă nu prezintă achizițiile psihomotorii corespunzătoare vârstei, foarte important, trebuie să țină capul la vârsta de 2 luni, să stea în șezul la vârsta de 6 luni și să facă primii pași la 1 an. Cu limitele largi ale normalului. Unii copii merg la 10 luni și alții la 1 an și 2 luni, 1 an și 1 lună. Dacă nu răspunde la zâmbetul mamei, dacă nu gângurește, dacă nu își urmărește cu privirea jucăriile, pot fi semne de tulburări de vedere sau hipoacuzie și atunci trebuie consultat obligatoriu medicul pediatru. Dar cele mai multe mame se sperie și vin într-adevăr la medic dacă apare febră. Febra un motiv de îngrijorare, dar trebuie să menționăm că ea trebuie luată în mod corect cu un termometru clasic cu mercur intrarectal la sugar. Și termometrele noi care sunt intraauriculare sau transcutanate nu sunt atât de fidele. Ce înseamnă o febră? Au venit chiar azi la cabinetul meu că zicea, a avut febra, avea nu știa cât înseamnă febra, nu mai știa nici valoarea, a spus o valoare. Febră înseamnă peste 38,5 grade Celsius, iar sub 38,5 grade Celsius este subfebrilitatea. Și mai era o problemă, parcă mi se pare că temperatura sugarului e un pic mai mare decât normal, nu decât e adultului. Mai fierbinți unele copii, nu? Tocmai de aceea spunem, nu e un pic mai fierbinte, dar are voie să peste 38,5 avea, spunem că este febră. Ceea ce la adult trebuie peste 38, peste 38,5. Și de ce este periculoasă această febră pentru copilul? La vârste mici poate să apară convulsiile febrile și sunt cazuri. Mai ales dacă sunt în familie aceste convulsii febrile, obligatoriu trebuie veni la spital, nu se stă acasă convulsii febrile. Riscul este mare la vârstă mică și scade. Practic, cel mai mare risc este între 5 luni și 18 luni și scade după 5 ani. Mamele care au în familie, așa numitele convulsii febrile, au tot timpul o adevărată farmacie, dar le educăm și administrează primele măsuri încă de la domiciliu. Ulterior vin la spital, se fac investigații suplimentare, ecografii transfontanelare, investigații consult neurologic și poate să fie doar un episod, să nu le mai repete. Rare cazuri când se diagnostichează ulterior după mai multe neglijențe, febre nevăzute de pediatru să fie copilul cu epilepsie foarte rar. Da, doctor, să admitem că un copil a făcut febră, da?
așa, deci face convulsie și e pe la izvoarele Sucevii pe undeva, unii, e mai o leacă mai departe de civilizație, da? GPS-ul de la ăsta, de urgență, nu prea funcționează, după cum s-a văzut. Ce trebuie să facă mămica acasă? Prima dată combatem febra. Ea este cauza convulsiilor și spunem mămicilor să țină copilașul în Pampers, practic nu mai are hăinuțele pe el. Primul antitermic recomandat ar fi acetaminofenul, supozitoarele de paracetamol, după vârstă sunt de 125 de miligrame, se poate da la cei mici și jumătate din supozitor, se mai practică și împachetările cu temperatură care să nu fie mai scăzută de cu 2 grade mai puțin decât temperatura corpului. Deci nu scoatem să-l tăvălim pe zăpadă cumva, nu? Nu. Și ulterior ajunge la spital. Cele care au convulsii febrile familiale au și desitin sau diazepam cu administrare intrarectală și ele imediat, în condiții de febră, administrează până să ajungă la spital. Da. Deci recomandați mămicilor să aibă totuși cât de cât o mică farmacie acasă, da? Exact, o mică farmacie acasă. Deci care să conțină acest antitermic, da? Altceva ca în Chile să recomandați să aibă pentru copiluț. Mai au și medicamente pentru colici. Dacă nu reușesc să scoată aerul și copilul plânge, este foarte agitat, trebuie administrat și medicamente pentru colici. Au acasă medicamente pentru toaletă oculară, mai mult produse farmacologice, adică șervețele pentru toaleta oculară, pentru piele, creme care previn eritemul alergic, eritemul fesier. Nu, foarte, foarte multe medicamente, nu, pentru că nu știu ele efectiv care trebuie, când doza, deci trebuie să vină și la medicul pediatru. Dar așa, ca principal medicament, un antitermic, un termometru, cremele respective, deci, nu. Obligatoriu un termometru clasic, da? Deci fără, că am mai văzut acum, sunt niște pistoale, așa, te duci la ăla și... Nu, că alea mai dau erori și atunci vine și spune că a avut 34, nu putea să aibă hipotermie sau nu. Alea dau erori și atunci termometru clasic. Deci un termometru clasic și o minimă temperatura intrarectală, da? Da, deci da, și o minimă farmacie, adică nu chiar toate de la farmacie, nu. Da. Dumneavoastră sunteți adept a alimentației copilului cu alimente calde, reci, mai... Alimentele copilului se administrează la temperatura corpului. Nu putem da de la frigider sau reci sau nu, e contraindicat. Dar înghețată la copil când recomandați? După amigdalectomie, de obicei foarte rar, dar în deci, sezonul da, cald. Dar cam când are copilul voi, cald, la ce vârstă are voi să mănânce așa înghețată? După 3 ani, nu dăm așa mici. După 3 ani, nu da? Le dăm deci așa. Până atunci nu... La 2-3 ani începe să-i placă și nu, îl învățăm cu alimente care nu-i fac bine. Poate să răcească, să... facă laringite. Deci, exact, deci dacă întinde mâna și cere, da, mama mănâncă înghețată, nu e obligator să-i dea și copilului să lingă și el mai un pic înghețată, nu? De preferat să nu mănânci în preajma lui. A, deci ca să nu-i facă poftă copilul. Că deja la 3 ani, aici putem spune că i-a fost poftă sau știe alimentul și cere, vorbește, nu. Nu lăsăm așa, mai bine nu-i oferim. Da. Deci copilul trebuie să mănânce la temperatura normală, da? Deci temperatura camerei, deci nici prea fierbinte, nici prea rece. Ce alte recomandări mai dați dumneavoastră privind alimentația aceasta? Sunt alimente care se oferă încă de la vârsta de un an și supele, în primul rând, supa de pasăre, dacă este de țară, supa este mai bună, supă medicament, brânza de vaci, insistăm pe lactate, după vârsta de un an trebuie să primească aproximativ 500 de mililitri de lapte și nu mai insistăm, mamele nu prea mai alăptează și atunci formulele junior, formule îmbunătățite, au și fier, au și vitamine. Bineînțeles, pe lângă alimentația asta, neapărat să amintim despre profilaxiile care se fac, deci unele alimente nu
conțin suficiente vitamine, cum este vitamina D. Și atunci facem profilaxia rahitismului prin administrarea vitaminei D încă de la încă din prima lună de viață, de la 2 săptămâni, și se dă continuu zi de zi, negăsindu-se în alimente, în cantitate suficientă. Copiluțul de la ce vârstă are voie să meargă la mare, să fie expus la razele solare? În jur vârstei de un an, fără nicio problemă, poate fi expus. Bineînțeles că el este expus zilnic, dacă sunt plimbările în aer liber, imediat poate fi scos afară, nu sunt contraindicați, dar expus să-l dăm cu loțiune de plajă, să stea pe plajă, cam în jurul vârstei de un an. Deci până la un an nu prea ai ce căuta la poate la merge, poate merge, dar sunt riscurile care sunt și inclusiv poate să nu fie dat cum trebuie cu cremele de protecție, poate să facă insolație dacă nu stă cu capul acoperit, microbii, nu este obișnuit și atunci poate să facă o diaree a călătorului, merge la mare și acolo nu numai bine face o altă patologie, deci nu este indicat. Când este mai mare, ar trebui în fiecare an mers cu copiii după vârsta de un an. Doamna doctor, o importanță deosebită pentru copil, pentru așa, deci este această vaccinare. Acum toată lumea își dă cu părere la vaccinurile astea, inclusiv de la prim-ministru și până la, nu știu cine să spun, până la o pincă. Fiecare, deci unul că e bun vaccinul, unul că nu e bun vaccinul. Dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să dați un sfat competent. Trebuie vaccinat copilul sau nu trebuie vaccinat copilul? Eu sunt pentru vaccinarea copiilor. În țară la noi există un program național de vaccinare aprobat de Ministerul Sănătății. Vaccinarea începe încă din maternitate. Imediat după naștere, copiii sunt vaccinați împotriva hepatitei B. Bineînțeles că este avantajul copilului, scăzând riscul infecției ulterioare. Deci a scăzut în țară infecțiile cu hepatită, au scăzut infecțiile cu hepatită B. Tot în maternitate, la vârsta de 3 zile, se face vaccinarea împotriva tuberculozei. Bineînțeles că recomandăm, pentru că tuberculoza există în continuare și atunci mamele vaccinează în maternitate. Există apoi o schemă prin medicul de familie, ulterior la 2, la 4, la 6 luni și la 1 an. Și după vârsta de 1 an, tot prin medicul de familie, sunt vaccinările care mai la 4 ani și în campaniile școlare, acum de la clasa 0, la 6 ani, la 7 ani și la 14 ani. Se discuta la un moment dat, nu știu, am văzut eu chestii, că ar fi o legătură între administrarea unor vaccinuri și apariția autismului la copil. Există vreo bază, ceva? Nu există, nu există o bază științifică demonstrată și atunci nu putem să susținem lucrul acesta. Da, deci prin vaccin au fost eradicate niște maladii care produceau ravagii în secolul trecut, în secolele trecute. Și eu zic că riscul de a face un presupus autism, așa că așa, deci nu justifică să nu-i administrezi copilului vaccinul când trebuie. Ce vreau să mă întreb, sunt obligatorii aceste vaccinuri? Tocmai că nu sunt obligatorii și avem... Și de ce nu sunt obligatorii atunci? Nu sunt obligatorii pentru că... Cum poți să lași un om neinstruit de la țară să decide el dacă e bine să-i faci copilul sau nu? Îi explicăm, există un... Poți să-i explici ora cât vrei, că la tot neinstruit este. Deci el atâta știe, să dumeacă cu vacile la păscut pe deal. Deci copiluțul ăla săracu are și el are dreptul la viață, da? Deci are dreptul să nu facă o variolă, hai că s-o eradicat, nu mai este, dar să nu facă un tetanus, să nu facă o difterie, da? Să nu facă... Ei sunt vaccinați, nu prea, rar se întâmplă ca o mamă să nu fie de acord cu vaccinarea, dar ei sunt vaccinați și acum este la modă să nu vaccineze, majoritatea vaccinează, noi le explicăm avantajele. Dar nu credeți că ar trebui venit prin mass media să venim o leacă la televizor și să explicăm că totuși vaccinurile astea trebuie făcute, să nu mai lăsăm toți neaveniți să-și deie cu părerea așa. Și într-un domeniu în care chiar nu se pricepe nimeni decât un specialist, deci care știe ce e la vaccin, deci ei nu știu ce e la vaccin, dar își dau cu părerea despre vaccin. Asta e problema.
Acum și mai ales vin niște chestii astea, acum au aruncat că vaccinul ăsta antigripal care a fost, are nu știu ce anatoxină, nu știu Dumnezeu. Eu vă spun personal, am făcut vaccinul ăsta antigripal și mă simt foarte bine, n-am văzut nicio anatoxină, n-am văzut nimic, n-am răcit. Așa, colegul meu care nu a vrut să-l fac, e răcit, bine mersi, așa, stau și râd de el, băi, de ce n-ai vrut să faci vaccinul? Deci, mi se pare o mare prostie, nu știu, de a refuza o cucerire a științei, care se practică deja are o vechime destul de mare, cât are 100 de ani, cât se fac vaccinări. Da, exact, dar sunt patologii care au fost eradicate, efectiv, prin vaccinare și acum e foarte greu să interzici să nu vaccineze sau... Dacă nu vrea să vaccineze, cât mai clar ne-a explicat avantajele. S-au introdus acum vaccinuri antipneumococice. A scăzut otita cu pneumococ, a scăzut pneumonia cu pneumococ, deci în avantajul copiilor. Pneumococul dă și meningită. Și atunci, dacă explici pe înțelesul lui, cam este de acord să-și vaccineze copilul. De asemenea, este introdus acum vaccin împotriva Haemophilus influenzae, care dă patologie respiratorie și atunci diminuie aceste afecțiuni. Vaccinarea antivaricelă și nu mai face copilul vărsat de vânt. Da, am avut și mame care au spus, dar eu vreau să-mi facă copilul vărsat de vânt. Și am explicat... E același lucru, deci dacă poți imuniza făcând boală sau... Dacă faci vaccin, riscul este de a face o varicelă în miniatură, două, trei bubițe. Dacă face boala, este riscul de a dezvolta complicații, inclusiv o pneumonie variceloasă. Da, din păcate, timpul alocat emisiunii s-a cam aproape de sfârșit. Regia ne face semn că vin știrile peste noi. Eu vă mulțumesc pentru participare. Vă aștept și altă dată să mai detaliem o leacă niște... chestiuni care sunt foarte importante și eu zic să facem o campanie totuși ca să devină vaccinul este chiar obligatoriu, să nu mai lăsăm pe toți să-și deie cu părerea. Dom'le, te prezint să faci cum îți spun eu, că așa trebuie, că altfel nu ajunge la niciun rezultat. Mă gândesc că trebuie să aplicăm aceleași chestii care sunt în Occident, că aștia cei mai măsură sunt idei nouă. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc. Bun. Stimați spectatori, emisiunea să s-a încheiat. Sunt doctorul Deacon Octavian și vă doresc noapte bună.